dacă între noi mai există oameni. Pentru că dacă mai există oameni, atunci nu vom mai vedea circ ieftin. Nu vom mai vedea rugăminți de luni și ani de zile pentru clarificarea unei simple legi morale că familia constituțională înseamnă un bărbat și o femeie. Că doi homosexuali care sunt 1% într-o țară sau sub 1% trebuie să stea în banca lor, nu să facă legi în guvern, să hotărască ei soarta celor mulți și sănătoși la minte. Că oamenii stricați nu pot să-i strice pe cei buni, dar nici cei buni să nu stea cu mâinile în sân. Am văzut ieri un lucru nu întristător, rușinos. Se spune că noi moldovenii vorbim mult și suntem oameni slabi. Se spune că suntem bețivi și că facem mulți copii. O fi și asta adevărat, nu contrazic. Dar unde-i fruncea Ardealului și unde-i demnitatea ardelenească ca într-un oraș ca Clujul să permiți pentru 20 de semnături la 20 de descreerați să se facă o paradă gay în mijlocul Ardealului românesc, unde au fost atâția martiri, au fost atâtea vărsări de sânge, a fost atâta hortism, a fost atâta pregoană austro-ungară, uniații, greco-catolicii, habsburgii. Și voi stați în blocuri și vă uitați la televizor, la știri, să vedeți cine a ieșit la miting, în loc Piața Avram Iancu să aibă 20-30 de mii de oameni care se spună guvernului, băieți, țara asta e o țară de oameni normali. E cea mai mare rușine, nici să nu mai spui cuiva că ești ardelean, că te faci de râs. Degeaba mai cânti, noi suntem români pe vestăpâni, noi suntem cei mai mari mămăligari și cei mai mari oameni slabi de pe planetă care am ajuns de râsul curcilor în propria noastră țară ortodoxă. N-avem statutul de om. Demnitatea umană din noi este zero. Nu pot doi, trei tineri cu dreapta lor, sau cum se cheamă mișcarea aia, să facă o lege în țară. Legea o face statul, dar statul face lege la cerința poporului. Asta înseamnă democrație. Conducere prin voința poporului. Poporul decide și votează, guvernul aplică și pune legea în practică. Nu miting, nu scandaluri, nu bătăi. Până aici este voie, de aici nu este voie. Oamenii în izmene cu baioneta în mână, la Mărășești au putut spune pe aici nu se trece. Și oameni cu legile în mână, și oameni serioși, bușiți de carte, tixiți de carte, plini de diplome și de valori intelectuale egale cu zero, care nu valorează nimic, mari academicieni ai Academiei României, mari miniștri ai Parlamentului României, mari senatori, nu sunt în stare să spună odată, domnule, noi nu suntem animale, suntem oameni. Cine vrea statutul de animal, repet și am mai spus odată, mergeți la grădina zoologică. Deci trebuie să demonstrăm că în noi a rămas cuvântul om. Acest om a avut curajul să-i spună așa lui Hristos. Eu am oameni sub stăpânire, deci nu era orice om, era stăpânitor, poruncea. Și eu le spun lor, du-te și se duc, vino și vin. Și slugii mele îi spun, face asta și ea face. Deci până și sluga avea disciplina ordinii interioare și a caietului de sarcini.